eu am fost un mare critic al acestor instituții, așa zis autofinanțate, și o să zic de ce zic așa zis autofinanțate, am fost și sunt. Deci nu este un lucru care s-a schimbat odată cu venirea la guvernare, care, profitând de acest statut de finanțate integral din venituri proprii, își dau niște salarii exorbitante. Am fost cel care a pus reflectorul pe cel mai bine plătit bugetar din România. Nu știu dacă știți. Este un președinte al unui institut de cercetare care avea 33.000 de euro pe lună. Da? Bani de la stat. Și cum făcea lucrul acesta? Este un fiind autofinanțat, spunea, păi sunt autofinanțat, putem să ne dăm cât vrem, sporuri, aveau foarte multe recalculări, ieșea și la pensie, atunci nu mai știu, și-a mai dat niște lucruri, ieșea la o sumă colosală. De ce? Pentru că, de exemplu, avea în administrare niște bunuri de la stat, da, acelea, îmi pare rău, strict contabil, sunt autofinanțat, dar sunt bunurile statului. Banii pe care îi produc acele bunuri nu trebuie să le găsească în veniturile câtorva oameni care vremelnic conduc o instituție, trebuia să meargă la bugetul de stat. Doi, avea granturi de la Ministerul Cercetării și trei, mai avea niște bani pe proiecte de la Ministerul Mediului. Deci, de fapt, în momentul în care luai la puricat acele venituri autofinanțate, vedeai că sunt autofinanțate, dar tot din banii contribuabilor, tot din avuția publică, deci, practic, nu erau autofinanțate deloc. Deci, da, sunt pentru, ca să fie foarte clar, sunt pentru o lege a salarizării care se aplică și acolo și atunci, practic, le plafonează tuturor veniturilor. Noi am și vorbit de lucrul acesta anul anterior și în programul de guvernare. Hai să plafonăm măcar la salariul președintelui. Deci la 12 ori salariul minim. E un criteriu de bun simț, de 12 ori salariul minim e deja un salariu destul de bun pentru România și mai ales pentru un stat care nu e un stat bogat. Statul român nu debordează de bani, mai ales că vine un an dificil bugetar. Cred că este de bun simț să nu mai existe aceste salarii extraordinare. ANRE și ASF, dacă mai țineți minte, am avut chiar o ceartă, să spun așa, cu proiectul de lege prin care se adăugau diurne noi pentru membrii Consiliului de Supraveghere al ASF. Membrii Consiliului de Supraveghere al ASF nu doar că au salarii de 17.000 de euro și depinde pe cine lie, că 17.000 este o medie. Unii au de 15.000, dar unii au de 20.000 de euro pe lună, net, ca să fie clar. Deci nu vorbim despre sume brute, vorbim despre sume net. Nu doar că au banii aceștia și ei pretind că sunt autofinanțați, de fapt sunt autofinanțați pentru că au dreptul să taxeze RCA-urile care se vând la fiecare RCA pe care îl cumpără un român, pe care dumneavoastră sau eu îl cumpăr pentru mașina noastră. O parte din bani se duc la ASF. Pilonul 2 de pensii, de fiecare dată, la fiecare salariu pe care îl primim, 3,75% din salariu brut se duce în contul nostru de pilonul 2. Și o parte din banii aceia sunt comisionul, într-adevăr, al administratorului, da, o parte, sunt comisionul ASF. Deci ei de fapt, se finanțează tot din banii noștri, tot din taxe, pentru că au această putere de a taxa. Ei așa își justifică sumele acestea și, atenție, am fost singurul partid care a votat contra. A existat însă o discuție cu privire la instituții care trebuie să facă un soi de control, da? Să urmărească o activitate bancară, o activitate economică sau, românește simplu și clar, cei care îi urmăresc pe cei care lucrează cu foarte mulți bani pot fi ușor tentați, pot fi ușor mituiți, să spunem. Dacă le dai un salariu suficient de mare, poate sunt mai greu de mituit. Mm-hmm. Asta a fost una dintre explicațiile date de-a lungul timpului de alte guvernări. Mențineți această idee sau veți intra serios și aici? Vă invit să vă uitați la audierile pe care le făceam în Comisia pentru Buget Finanțe, că sunt membru și acum, dar eram și în legislatura anterioară. Vă invit să vă uitați la acele audieri și să-mi spuneți dumneavoastră dacă cei audiați răspund la întrebări pe înălțimea așteptărilor pentru oameni care să aibă 17.000 de euro net pe lună. Modificați lucrurile aici? Puteți? Din păcate, noi, programul nostru este unul de guvernare. ASF-ul, ANR-ul, BNR-ul, toate instituțiile acestea sunt în subordinea Parlamentului. Eu mi-aș dori să o facem și acolo. Noi avem o promisiune electorală, se numește Fără Mii de Agenții, tocmai în care spunem că vom mai tăia din numărul acestora care n-a făcut decât să crească. Sunt foarte multe sinecuri și nu ne... cuvântul și are o însemnătate. Sunt instituții făcute numai pentru activ de partid, lucrul acesta, da, trebuie să se schimbe.